În una dintre emisiunile noastre anterioare v-am prezentat povestea și creațiile Tatianei Dianu. E vorba de talentata sculptoriță slab văzătoare, care a ajuns să vadă doar cu ochiul stâng, organ care îi oferă o imagine în alb-negru a lumii. Până la 6 ani, Tatiana a fost un copil fără probleme de sănătate. Din cauza toxoplasmozei oculare, o afecțiune care nici nu bănuia că de care a suferit. A pierdut 90% din vedere. Cum a aflat peste mai bine de 20 de ani că a suferit parazitul toxoplasmozei Gondi, ne împărtășește imediat. La 6 ani am început să mă simt rău. Țin minte foarte bine când am plecat la spital, am venit, m-a luat salvarea. Versiuni au fost multe, dar nici una nu a fost corectă. Avem mâncărime, usturime la ochi, roșață. De la un parazit s-a pornit toxoplasmoz. Am mâncat retina ochiului. Injecții diferite, numai și medicamente nu am primit, nici nu au ajutat. Am ajuns până la... Să-mi pierd vederea la amândoi ochi, cu dreptul 2% am rămas și cu stângul 3%. Când este 100%, e și 2%, dar pentru aici care nu vede practic deloc, e ca facem mult 2%. Cu toate că versiunea a fost și meningită, și gripă, și temperatură. S-a adeverit tocmai când am împlinit 27 de ani. Eram însărcinată, am făcut careva investigații și doamna a văzut că sunt urmări ale toxoplasmei. Și m-au trimis și am făcut analiza și ne-au găsit anticorpii. Era foarte simplu, pur și simplu o analiză de dat. Au fost momente când mergem și dădem cu capul în stâlp. Eu văd mai mult alb-negru în zari. La mine nu e copaș colorat sau este orizontul negru și sus cerul alb. Culori numai dacă sunt aprinse. Rar când nimeresc să văd așa o culoare, așa cum este e. Negru, roșu și alb. Și am făcut operație, am mai multe intervenții chirurgicale. Am un profesor foarte bun, foarte bătrân, nu știu dacă mai este în viață, de Dumnezeu sănătate. Mi-a salvat ochiul, pentru că merge vorba deja să-mi scoată ochiul complet, să-mi pun proteză. După examinarea pacientei, am depistat că ochiul drept nu vede, are o zero vederea, nu percepe nici lumina. Ochiul stâng ne dă o vedere de 0,01, o sutimie, ceea ce ne indică 1% doar de vedere. La examenul oftalmoscopic am depistat niște focare cenușii caracteristice unei afectări, posibile chiar și toxoplasmozică. Efectuând tomografie prin coerență optică, am depistat lipsa de epiteliu pigmentar, lipsa de celule fotoreceptoare. Cu regret, după examenul tomografic, vedem o afectare a întregii zone centrale. Dumnezeu mereu este nevoită să întoarcă ochiul, fiindcă cu centru retinii nu poate vedea. Perspectivele, din păcate, sunt foarte sumbre, fiindcă lipsa acestor straturi sau lipsa acestor celule, din păcate, indică la aceea că nu o să fie posibil să mai fie vedere la ochiul dat. După cum v-ați dat seama, toxoplasmoza oculară reprezintă o infecție a globului ocular ce afectează îndeosebi retina. Afecțiunea este produsă de infectarea cu parazitul Toxoplasma gondii. Gazda naturală a acestui parazit este pisica, dar el poate fi găsit și la alte animale. Răspunsuri detaliate la cele mai importante întrebări despre toxoplasmoză, ce simptome pot indica asupra complicațiilor provocate de această infecție, aflăm de la domnul doctor Petru Paveliuc, medic infecționist. Bună ziua, domnul doctor, ce înseamnă toxoplasmoză? Ce e asta, o toxoplasmoză? Toxoplasmoza este o boală infecțioasă provocată de parazit darcatare protozoar, îi spun, adică un organism unicelular format dintr-o singură celulă, de dimensiuni foarte mici, chiar mai mici decât celulele organismului uman,
deoarece parazitează însuși parazitul ăsta, intracelular, în marea majoritatea cazurilor. Și asta este boala o problemă pentru este tratament? O problemă, este o problemă și pentru tratament și este o problemă și pentru depistarea maladiei și stabilirea cu certitudine a unui diagnostic. Dar, în general, ca boală, dacă e de vorbit de definiții, păi este o boală cu mai multe forme, nu doar o culoare. Este o maladie care poate afecta atât sistemul cardiac, cât și sistemul nervos, cât și sistemul, cât și ochii, ce ține de sistem, tractul gastrointestinal. Ficatul poate suferi maladie. Dar cum să-și dea seama o persoană că probabil este infectat sau ce simptome ar trebui să-l pun în gardă? Sau dacă are acasă o pisică, deja trebuie să caute toxoplasmază? Cred că nu trebuie să de exagerat, dar totuși o serie de pacienți sau persoane nu-și dau seama că sunt infectate deoarece nu prezintă niciun simptom. Și atâta timp cât pe cineva nimic nu-l supără, respectiv nici testări, foarte rar sunt persoane care își fac careva testări suplimentare ca să depisteze propriu-zis patologia dată. Și atunci toxoplasmoza și amploare și respectiv apar celelalte forme menționate și de obicei pacienții se află în alte clinici sau se suspectă afectarea toxoplasmică ținând cont de maladia de bază care duce la imunosupresie. Bine, iată, Liviu a menționat pisici. Păi nu mai dăm noi toată vina pe pisici, cred că în o mare parte din populație au ca animale domestice pisicile, inclusiv și eu, două. Pisicile, da, ele transmit nu doar toxoplasma, spunem așa, mai avem încă și felinozele, mai avem. Dar care ar fi profilaxia? Ce ar fi corect să știe oamenii, cei care posedă o pisică acasă, care ar fi profilaxia acestor parazitoze? Profilaxia este simplă, este spălatul pe mâini. Fiindcă în marea majoritate a cazurilor, oule sau parazitul propriu-zis este ingerat prin alimente, prin contactul direct cu pisica, cu mâinile murdare sau, adică mâncatul cu mâinile murdare sau consumul de alimente pe acolo, pe unde pisica și-a lăsat urmele acestea de toxoplasmă. Se elimină toxoplasmele de la pisică prin materiile fecale și urină, adică prin dejectele pisicii. Tot ce contactează cu blana pisicii ar putea să fie potențial infectat. Dar nu trebuie nici aici de exagerat, deoarece nu toate pisicile conțin parazit și doar un procent din feline se consideră a fi infectate cu acest parazit. Cred că ar merge vorba de vorbit de o profilaxie corectă, păi atunci, în primul rând, alimentarea corectă a animalului de companie ar fi o idee, adică de a nu hrăni pisica cu carne crudă, important, fiindcă asta deja expune riscului ca pisica aceea să fie infectată. Și o altă ar fi ca pisica să mai fie și testată periodic la medicul veterinar prin analize banale ale materiilor fecale pisicii sau... Probabil și vaccinările la timp, da, sigur. Menținerea în curățenie animalului de companie, că probabil tot foarte mult contează, da? Dar fac toxoplasma și cei care nu au pisici acasă. Toxoplasmoză, adică asta tot nu trebuie să fie evitat faptul ăsta și de ținut cont că mai sunt și alți factori de infectare, nu doar pisicile. Și poți să te infectezi mai multe ori cu toxoplasmoză. Dacă ai făcut în copilărie, poți să o mai faci? De obicei, anticorpii la persoanele imunocompetente se mențin mult timp, practic chiar și pe parcursul vieții. Și asta e datorat faptului că toxoplasmele se încapsulează în organismul uman și periodic, probabil că totuși sistemul imun are întâlnire cu agenții, cu antigenul toxoplasmic ca să-și formeze o imunitate. Dar totuși, dacă e presupus că anticorpii dispar din sânge, respectiv memoria imunologică este ea de durată, dar nu chiar într-atât de lungă, ar fi posibil și reinfectări. Dar sunt cazuri aparte, probabil. Eu știu că la femei însărcinate de multe ori dăm analize și vin cu imunoglobulină, ceea ce arată că cândva a suferit sau a fost în contact sau... Da, corect. Arată că cândva persoana dată a avut contactul cu toxoplasma, dar nu ne răspunde la întrebarea principală. Da, da, este da. Infectată la moment sau nu? Da. Bine, și care atunci ar fi testele de bază, de diagnostică a acestei patologii? Patologia la om de bază se diagnostifică prin teste serologice, adică depistarea anticorpilor. Adică testul la antitoxoplasma gondii, IgM și IgG.
imunoglobulina M și imunoglobulina G. De respectiv, deja de aici noi putem deja reieși cu o concluzie. Este o infecție primară sau este o infecție latentă. Eu sunt curioasă, ați spus că afectează și sistemul nervos la creier. Cum se manifestă această infecție? Noi, practic, toți putem spune că avem toxoplasmoză cerebrală, da? De ce se întâmplă aceasta? Fiindcă sunt simptome foarte minore, de tipul oboseală, adică sau astenie cronică, dereglare atenției. Dacă avem astea, avem și psică, păi deja bine, da, pot suspecta. Sunt niște simptome minore la care noi, de obicei, nu atragem atenția și putem să le legăm și cu altele, cu activitățile fizice, cu ceea că cineva ne-a distras atenția și așa mai departe. Dar dacă vorbim de simptomele majore, de afectare cerebrală, cu focare intracerebrale, păi astea sunt deja simptome neurologice de focar, da. La cineva. Depinde, sunt paraliziile, da. Sunt convulsiile, este febra îndelungată cu manifestările date. Dar pronosticul acestor bolnavi, și adică genie, se tratează, da. Sau care din ei? Care cu simptome manifeste, cu IgM prezent? Tratamentul toxoplasmozei, în general, este foarte dificil. Dificil din două aspecte. Primul, el este îndelungat. Preparatele eficace la noi în țară practic nu sunt. Adică ele, dacă și sunt, sunt aduse pe programe speciale de tratament și într-un număr foarte limitat. Eu vorbesc despre preparatele antimalarice, care au și efect împotriva toxoplasmei. Malaria tot este un protozor. Dar este practic indisponibil și în multe țări din Europa la fel. E atât de rar boala asta? Sau de ce cauză nu se găsesc preparate? E dificil de a spune. Dar, de fapt, se întâlnește des toxoplasmoza? În general, în instituția în care eu activez, când nu era perioada COVID-ului, COVID-19, atunci noi aveam cabinetul de toxoplasmoză republican, care activa non-stop și, practic, pacienți cu toxoplasmoză veneau mai că nu fiecare zi. Aveau, deci aveau cartele medicale acolo și sunt șiruri de pacienți care suferă, care se tratează îndelungat, fiindcă vorbim și de alte medicamente. Sunt și medicamente din clasa antibioticilor care au acțiune asupra toxoplasmei. Sunt și medicamente din clasa antisepticilor, de tipul biseptolului, care tot are un efect anumit asupra toxoplasmei. Și se fac combinații, scheme de tratament greu suportabile, dar cu efecte bune. Dar și totodată maladia am observat frecvent că și recidivează. În concluzie, știi, mi-aduc aminte de, acum discutând, că uite, este o infecție care se poate manifesta prin diferite simptome, prin diferite sisteme de organe poate afecta. Și mi-am aminte perioada de studenție, știi, când eram noi, când numai începeam să învățăm medicină, și toate patologiile noi care le învățam, le testam. Nu că le testam, dar le căutam la noi și la rudele noastre. Și toate le vei. Da, și toate le vei. Cam așa și cu toxoplasmoza, știi? De aici este nii chestii. Poate fi și în patologie endocrină, poate fi și în patologie neurologică, poate fi în patologie. Da, știi? Tot așa e cu restul. Ei, ne bucurăm că o mare parte din acești pacienți pot fi tratați. Asta e deja e bine. Da, costisitor, da, dificil, dar ei pot fi tratați și respectiv asta este un lucru bun. Și revenind la întrebarea cine ar mai trebui să fie testat, probabil că și copiii care au afectare hepatică, neexplicabilă, adică hepatită neexplicabilă, sau pur și simplu mărirea în volum a ficatului și care din copii nu are ganglioni limfatici, dacă așa de luat, că ei toți au ganglioni limfatici măriți, deoarece în perioada copilăriei, mai ales în regiunea cervicală, acolo vrei, nu vrei, găsești ganglioni limfatici, din considerentul se întâlnesc cu mulți agenți patogeni. Formează încă un grup de pacienți sunt pacienții cu imunitate deprimată. Aici se încadrează inclusiv și pacienți cu patologie infecțioasă, vorbim de HIV-infecție, că ăștia pacienți sunt anume expuși formelor mai grave de toxoplasmoză, anume cea cerebrală care vorbeam, și cei cu maladii oncologice, la care imunitatea este deprimată din alte considerente. Ei tot ar fi în grupul de risc și tot ar fi bine să fie testați. Pacienții care suferă transplante de organe, iarăși sunt chiar și fără de simptome, trebuie să fie testați atât cel care donează organul, cât și cel care primește organul, fiindcă pe perioada
dar după post-transplant, da, ei sunt supuși tratamentului imunosupresiv. Și destul de agresiv față de sistemul imun. Vă mulțumim mult, domnul doctor, pentru prezență.